Foarte scurt câteva cuvinte și după aceea vă stăm la dispoziție cei trei președinți din cadrul Uniunii Social-Liberale, domnul Chițoiu și domnul Daniel Constantin, alături de mine. Vreau doar să vă confirm faptul că am discutat în cadrul conducerii Uniunii Social-Liberale și alături de ceilalți colegi ai noștri despre obligația USL de a-i proteja pe cetățenii români care au votat la referendumul din 29, de a-i proteja împotriva abuzurilor care se comit în această perioadă, împotriva lor, abuzuri pornite, evident, de la președintele suspendat, domnul Traian Băsescu, dar puse în practică de către instituții de represiune care vor, practic, prin acest mod, să schimbe rezultatul votului din 29. Este foarte clar, 8,5 milioane de români au votat la referendum, 7 milioane și jumătate pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Nu pot să schimbi votul cetățenilor printr-o acțiune de represiune, decât, practic, comițând o lovitură de stat și încălcând toate normele democratice și toate normele privind statul de drept, norme care spun foarte clar și sunt prevăzute în Constituție, că obligația și dreptul tuturor cetățenilor de a respecta Constituția și, în mod explicit, dreptul cetățenilor de a vota în cadrul alegerilor și în cadrul referendumului este un drept garantat pentru care nicio persoană nu poate fi sancționată. Din acest punct de vedere, de astăzi, începând prin toate organizațiile noastre județene ale Uniunii Social-Liberale, PSD, PNL, PC, ne vom organiza pentru a acorda asistență juridică oamenilor care sunt în această perioadă supuși la presiuni, la anchete, la abuzuri. De asemenea, vom lucra cu juriștii noștri plângeri penale împotriva celor care au comis aceste abuzuri, fie că e vorba de denunți calomnios din partea cui a făcut plângerile, absolut toate secțiile de vot din țară, în absolut toate, fără niciun fel de excepție, au fost reprezentanți ai Partidului Democrat Liberal. Niciunul dintre ei n-a făcut nicio sesizare și nicio plângere, conform legii, în ziua referendumului sau a doua zi după. Totul a început după ce Curtea Constituțională, pe data de 2 august, dacă nu greșesc, a decis amânarea adoptării unei hotărâri și, practic, actualizarea listelor. De atunci s-a pornit din partea președintelui suspendat, domnul Băsescu, și la solicitarea acesteia de către procuror s-a pornit această prigoană împotriva oamenilor simpli, oameni care au votat și care trebuie în continuare să fie protejați. De asemenea, prin structurile noastre politice, începând de astăzi, vom depune plângeri penale împotriva tuturor liderilor Partidului Democrat Liberal, care au încălcat prevederile legii 3 pe 2000, legea referendumului, în mod explicit, prin orice mijloc, așa cum se spune în lege, au împiedicat oamenii, cetățenii, să voteze la referendum. Vor fi mii de asemenea plângeri pe care le depunem împotriva liderilor PDL, central și local, și vrem să vedem cu această ocazie dacă zecile sau sutele de procurori care, fără niciun fel de sesizare, s-au dus să-i ancheteze pe oamenii care au votat, dacă acum, în mod imparțial și aplicând același standard, îi vor cerceta pe liderii PDL care au comis o faptă penală expres prevăzută de legea 3 pe 2000 și anume i-au împiedicat pe cetățenii români să voteze. Sunt cazuri flagrante. Este o comună în județul Bistrița unde primarul PDL și membrii PDL au luat buletinele tuturor cetățenilor din comună și, practic, acolo nu a votat niciun cetățean, cu excepția celor din secția de vot. Sunt cazuri flagrante, abuzuri clare, ori cred că dacă există imparțialitate, atunci și aceste cazuri trebuie sancționate, trebuie investigate, pentru că altfel se creează o impresie clară că acei procurori nu fac altceva decât să aplice până la urmă o decizie politică a președintelui suspendat, Traian Băsescu, și că, practic,
acei procurori îi investighează și intimidează pe oameni pentru ca aceștia să nu mai voteze în alegerile parlamentare din noiembrie. În calitatea mea de ministru interimar al justiției, voi ridica această problemă și în cadrul întâlnirii Consiliului Superior al Magistraturii. Din păcate, după cum vedeți, Consiliul Superior al Magistraturii are un program de vacanță până astăzi, după care are un program politic. Astăzi trebuia să avem ședința Consiliului Superior al Magistraturii, s-a amânat după decizia Curții Constituționale a României. Nu știu ce vor face dacă va decide cumva Curtea să amâne din nou o decizie, probabil că și CSM-ul va amâna după. Nu știam că CSM-ul are acest calendar politic, îl regret și cred că este în dezavantajul imaginii justiției. De altfel, vreau să spun un lucru și pentru domnul judecător Dănileț, bun prieten de altfel cu doamna Monica Macovei, îmi sunt indiferente amenințările domniei sale, nu mă interesează și nu înțeleg de ce domnul Dănileț se ocupă cu politica și cu polemicile politice și cu domnul Antonescu și cu mine. Noi suntem oameni politici. Pe noi nu ne poate sancționa decât poporul român la vot pentru ceea ce declarăm. Am fost procuror și, sigur, putea să mă intimideze inspecția judiciară, că eram magistrat. Dar acum nu mai sunt magistrat, sunt deputat, sunt om politic și mă intimidează doar votul românilor. Restul prietenii intimi de convingeri politice ai doamnei Macovei ar trebui să-și facă datoria pentru care au fost aleși în CSM și anume să cerceteze dacă se comit abuzuri de către magistrați. Nu să se ocupe cu cercetarea președintelui interimar sau a primului ministru, că nu asta intră în obiectul lor de activitate și nu de asta își primesc salariile și nu de asta merg în vacanțe foarte bune în această perioadă. Sper ca lucrurile să reintre în normal și sper ca acei judecători, domnul Dănileț sau oricine altcineva din cadrul CSM, să înceteze cu a face politică, pentru că este împotriva statutului lor. Eu fac politică pentru că asta sunt, om politic. Ei n-ar trebui să facă politică și opiniile lor ultrafavorabile sistemului stalinist promovat de doamna Macovei trebuie să și le păstreze în particular, nu în public. Așa încât îl avertizez să nu mai amenințe oamenii, să nu mai amenințe jurnaliștii, să nu mai amenințe orice analist politic care are dreptul să spună orice părere și să-și facă treaba conform legii. În rest, astăzi am mai discutat și cu asta închei, împreună cu toți cei din conducerea USL. Am discutat despre pregătirea noii sesiuni parlamentare. După cum știți, pe 3 septembrie, de fapt, trebuie să revină la lucru Parlamentul. Despre deciziile noastre politice interne, care trebuie finalizate până pe 15 septembrie, cu anunțarea tuturor candidaților USL, pentru alegerile parlamentare la Senat și la Camera Deputaților și am informat încă o dată pe colegii mei, cei care nu sunt membri în guvern, cei doi președinți sunt membri în guvern, despre deciziile adoptate de guvern, despre faptul că am oprit mari jafuri, hidroelectrica, ANAF, mi-ar spune sigur fiecare dintre cei prezenți că vorbim de ceea ce au găsit restanțe, datorii, sute de milioane, miliarde de euro jefuite de către fostele guverne PDL. Nu pot decât să spun așa într-un mod de bătălie politică că un adversar atât de slab ca domnul Boc nu poate fi decât un ajutor. Eu am vorbit de miliarde de euro furați sub gestiunea primului ministru Emil Boc și domnia sa mi-a vorbit de cursul euroleu sau dovedindu-mi că n-a înțeles în 3 ani cât a fost prim-ministru, că nu primul ministru stabilește cursul euroleu. De altfel, acum nu pot decât să mă bucur pentru cetățenii acestei țări că s-a revenit practic la cursul de dinainte de declanșarea crizei politice. Toate datele economice, România este una din puținele țări ale Uniunii Europene care în această perioadă dificilă are date economice peste linia de plutire. Cele mai multe dintre țările Uniunii Europene sunt pe negativ. S-a finalizat cu bine, în mod clar, vizita partenerilor noștri internaționali, FMI, Comisia Europeană, Banca Mondială și avem foarte clar un program pentru toamnă.
de combatere a jafurilor pe care le-am moștenit de la PDL, de combaterea situațiilor naturale și seceta este, în mod sigur, cel mai mare ghinion pe care aici nu ține de guverne, ține pur și simplu de natură, dar și programul nostru economic pentru perioada 2012-2016. Dacă am uitat ceva, vă rugăm să ne întrebați. Mai fac încă o dată precizarea pentru RTV. Aș vrea să vă rog încă o dată să mă citați exact cu ceea ce spun, pentru că mă enervează și mă deranjează de naturarea ceea ce am spus. Ați fost toți prezenți, m-ați dat în direct, am vorbit foarte clar că astăzi transmit cifre. Nu transmit liste electorale, că până și domnul Zegrean a înțeles că nu pot să trimit cifre, liste electorale, pentru că sunt la parchet. Am văzut că numai la RTV trimit liste electorale. Nu trimit liste electorale, trimit cifre. Că asta mi-a cerut Curtea Constituțională și pentru simplu motiv că n-am liste electorale. Sunt la parchetul general. Mă rog, eu o să mai zic de 7 ori, poate înțelege toată lumea ceea ce spun, deși credeam că mă exprim în limba română. Vă rog. Eu aș vrea să fac o completare vis-a-vis de ce a spus domnul prim-ministru. Pe lângă problemele pe care le-a enunțat, am discutat astăzi și de rectificarea bugetară, care va fi în această săptămână și vreau să mulțumesc colegilor din coaliția care susține actualul guvern. Există o preocupare nu numai la nivelul guvernului, ci la nivelul tuturor celor care susțin astăzi coaliția de guvernare, ca bugetul mic pe care l-am moștenit, din păcate, de la guvernarea precedentă pentru anul 2012, să fie alocat și realocat la rectificarea bugetară, astfel încât să răspundă nevoilor pe care le au cetățenii, dincolo de orice altă preocupare pe care o au oamenii politici. Bun, dacă aveți întrebări pentru oricare dintre noi, vă stăm la dispoziție, nu foarte mult, că mă duc să prezint cifre, nu liste electorale. Luați-o pe rând, că dacă îmi puneți multe întrebări, mă pierdeți. Vă spun exact același lucru pe care l-am spus acum o oră când am intrat aici. Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul de Externe au primit documentele, le centralizează. Eu de aici, de la dumneavoastră, voi merge la guvern unde mă voi vedea cu cei trei miniștri, cu domnul Dușa, cu domnul Stroieș și cu domnul Corlățean și voi transmite către Curtea Constituțională strict cifrele pe care le-am primit și care au în spate documente. Nu adaug cifre, nu scot cifre, nu fac comentarii personale, transmit cifrele așa cum au fost primite de la instituțiile respective. Da? Cifre, nu liste. Nu le-am văzut. O să le văd când plec de aici. Eu unul nu le-am văzut. E ok? Ziceți. Da. Sigur că da. Le facem plângeri penale pentru că au împiedicat. Spune în legea 3/2000. Este infracțiune împiedicarea prin orice mijloc a cetățenilor României de a participa la referendum. Este infracțiune. Și dacă mă întrebați ca o părere personală, cred că primul care a comis această infracțiune este președintele suspendat, domnul Traian Băsescu. Asta e, vom fi o națiune numai de plângeri penale. Dar e o mică diferență, că în timp ce domnul Băureanu nu prea se pricepe la lucrurile astea, noi chiar ne pricepem. E o mare diferență aici de capacitate profesională, ca să folosesc un termen pe care sper să nu-l considere jignitor. În general e bine când vorbești despre ceva să citești un pic înainte. M-a deranjat că, de exemplu, un jurist, domnul Diaconescu, ori nu înțelege, ori vrea să vă păcălească pe dumneavoastră. Vorbea de scoaterea de pe listele electorale permanente a cetățenilor români cu domiciliu în străinătate. Îl informez pe domnul Diaconescu, în 2009 adevărat era PSD-ist cu noi și probabil nu-și amintește. Dar guvernul Boc, al domnului de la PDL cu care e coleg acum, a dat ordonanță 95-103 prin care a scos de pe listele electorale permanente cetățenii români cu domiciliu în străinătate. Deci acum domnul Diaconescu, dacă vrea ceva, poate să-l dea pe domnul Boc în judecată. Dar, și vedeți, e o întreagă strategie de inducere în eroare a dumneavoastră și eventual a partenerilor noștri internaționali. Nu pot să spun că decât
din câte lucruri rele a făcut guvernul Boc, iată, a făcut și un lucru bun. A scos cetățenii români cu domiciliu în străinătate din listele electorale permanente. Sigur că nu s-a gândit la asta când a făcut, când a luat această decizie, s-au gândit, e o decizie, o ordonanță adoptată înainte de referendumul din 2009, cel cu, unicameralul. Și atunci era bun să scoți cetățenii străini de pe listele electorale permanente. De altfel, să știți că domnul Boc, în naivitatea domniei sale și fără să știe, face și fapte bune. De exemplu, prevederea din Constituția României, expresă de altfel prevedere, care spune că președintele nu îl poate revoca din funcție pe primul ministru, aparține micului și vioiului deputat Emil Boc. Nu s-a gândit săracul în 2003 că iată în 2012 nu poate președintele României să mă revoce pe mine din funcție. De-aia vă spun, domnul Boc întotdeauna fără intenție face și fapte bune. Vă rog. Conform legii. Legea 370, cea pe care Curtea Constituțională ne-a indicat-o, prevede în articolele sale, vă rog, domnul ministru. Da, prevede la articolul 5 alineatul 3, foarte clar, listele electorale permanente cuprind în ordinea numărului imobililor în care locuiesc alegătorii, numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliu, tipul, seria și numărul actului de identitate. Cu alte cuvinte, eu așa interpretez, fără să fiu jurist, cei care n-au serie și act de identitate... Curtea Constituțională va decide, noi le punem la dispoziție cifrele. Cât sunt, unde sunt, cum sunt. Cum interpretează Curtea Constituțională, nu vă pot anticipa în niciun fel. Vă pot spune încă o dată, și aici vorbesc în numele USL, nu suntem la guvern, dar evident decizia Curții Constituționale va fi respectată și implementată și de către cei de la USL. Decizia legală însă a Curții Constituționale, pentru că sunt convins că nu va lua decât o decizie legală. Ori legea Curții Constituționale stabilește ca și pentru referendum un quorum. Și mă gândesc că dacă respectăm quorumul când e vorba de milioane de români, se respectă quorumul și când e vorba de judecătorii Curții Constituționale, că n-ar trebui să fie diferențe între ei. Dacă mâine cu votul a 6 judecători se decide că referendumul este invalid, evident că vom respecta această decizie. Păi nu se poate, că scrie clar în lege, că e 6-3. A, în sensul să modificăm legea? Nu. Haideți să nu facem speculații, nu? Nu se poate lua o decizie cu ceva. Așa spune legea Curții Constituționale, nu? Nu știu, dați-ne voie să nu speculăm. Mâine o să avem comunicarea Curții Constituționale. M-ați întrebat un lucru foarte clar și am răspuns foarte clar. Este 6-3 pentru invalidare. Sigur, se întrunește Parlamentul, se citește decizia și se publică în Monitor oficial. Da? Vă mulțumim mult de tot, ne mai vedem astăzi.